Bine v-am găsit, pasionații utilajelor. Alături de mine este Ciprian Popa, proprietar Smart Agro Machines. Ciprian, mă bucur să te revăd. Cu ce ați venit astăzi la Agraria? Mă bucur și eu și ne bucurăm să fim la Agraria după un timp destul de îndelungat. Sperăm să nu se mai întâmple, să nu mai revină pandemia. Avem un stand destul de mare, de 500 de metri pătrați. Am expus un număr de peste 30 de utilaje. Avem niște utilaje mai inovative, să spun așa. Chiar aici lângă noi avem un fel de scarificator mai în adâncime, se cheamă Apache, este produs de Pasto din Italia. Este un scarificator care cere o putere mare la tractor, dar este folosit pentru lucrarea minimă, să zic, a solului și afânarea lui în adâncime. În rest, un utilaj inovativ, avem un plug rotativ, care este, să zic, diferit față de plugul convențional, pentru că lucrează ca un tip de freză cu organe foarte mari și un ax care se învârte. La ce ajută acest plug? Ajută să lucrezi în condiții de umiditate foarte mare sau chiar de secetă excesivă. Deci intră în orice tip de sol, în orice condiții. Este un avantaj extraordinar. Ca și noutate pentru târg, avem un exponat de la Sola, o semănătoare electrică, o semănătoare cu distribuție electrică și variabilă. Este echipată cu Isobus, cu GPS, cu Section Control. Deci este, să zic, de ultimă generație. Lucrează cu precizie de 99,9% până la viteze de 15 km la oră, ceea ce este similar cu alte branduri foarte puternice. În rest, avem plugul Ermo, un plug care la ora actuală n-am găsit alt plug pe piață să nu aibă găuri în cadru. Acest plug nu are găuri în cadru, este un plug foarte versatil, are flanșă sus, flanșă jos la cadru, șurubele sunt exterioare, deci cadrul este intact. Poți să lucrezi cu el în orice condiții, chiar intră și în condiții de secetă. Avem de la Eurospan din Italia, producător de meauri. Avem un tip de mea, să zic, care e folosit cu orice tip de îngrășământ, chiar și cu cel pulbere, și nu avem probleme de înfundare. Adică nu se blochează îngrășământul în buncăr din cauza că acele discuri care distribuie vibrează. Deci grilaj vibrator. Am studiat, m-am uitat și la concurență, n-am mai văzut, sincer. Deci e un lucru inovativ pentru piața din România. Avem prese de balotat de la Bargam din Italia, avem remorcă tehnologică pentru furajarea animalelor de la Faresin din Italia, avem o remorcă de transport cereale de la Wilton din Polonia, care tot așa este o remorcă construită foarte bine și foarte rezistentă. Tăvălugi tot din Italia, de la Polverare, este un tăvălug foarte bine echipat cu bară de nivelare hidraulică și cu rulment Silent Block. Silent Block înseamnă că are integrat un cauciuc care, în urma șocurilor, pentru că la tăvălugi lucrezi cu ei în orice condiții ca să spargi bulgări sau să fixezi sămânța în sol, și cele mai mari probleme la tăvălugi sunt la rulmenți. Se crapă rulmenții. Polverare pune acest model de Silent Block cu un cauciuc foarte rezistent, permite o vibrație, nu se distrug în timp, rezistă foarte mult în timp. Completăm gama cu o grapă rotativă de la Celi și o freză de la Celi din Italia, un producător foarte bun. Iar ca și produse adiacente cu o gamă mai mare decât Celi, avem de la Falk, Italia, care ne oferă o gamă de tocători și freze și gama de pluguri care v-am spus mai devreme. Și la final pot să vă spun că avem gama de spreiere de la Agromecanic din Slovenia. Este o gamă de spreiere la preț de buget, dar ca și calitate sunt premium, deci la preț foarte accesibil. Și mai avem gama de spreiere de la Toseli, Italia. Acestea sunt gama super premium. Și ca și preț, dar și ca ce oferă. Pe gama de tractoare, cam puține în standardul ăsta din cauza stocurilor și problemelor care sunt la nivel mondial, le știm. Avem doar un tractor așa de prezentare de la Tim, un producător corean care oferă 5 ani garanție, sunt de o calitate foarte bună. Ciprian, o gamă completă, îți mulțumesc foarte mult și mult succes! Doamne ajută! La fel și vouă!